O femeie în vârstă de 32 de ani din Italia a murit din cauza unei tromboze cerebrale după ce s-a vaccinat contra COVID-19 cu serul produs de AstraZeneca. Femeia a murit la data de 4 aprilie 2021, iar un an mai târziu, statul italian oferă familiei circa 77.000 de euro sub formă de despăgubiri există un fond de 150 de milioane de euro pentru cei care au suferit prejudicii în urma vaccinării anticovid. Medicul legist Luca Tajana și medicul hematolog Franco au stabilit că decesul pacientului a fost în mod rezonabil efect advers la administrarea vaccinului anticovid-19. De asemenea, au stabilit că personalul medical care a administrat serul nu are nicio vină, scrie ziare.com. De asemenea, au adăugat că femeia a fost ucisă de o tromboză cerebrală foarte rară asociată cu trombocite scăzute, declanșată în special la femeile tinere de vaccinuri pe bază de adenovirus. Cum este AstraZeneca, aceasta s-a vaccinat în 2 aprilie 2021, iar după administrare a avut dureri puternice de cap. Părinții au găsit-o inconștientă, iar două zile mai târziu a murit.